Atenția, de fapt, este, dacă vrei așa, tensiune susținută pe un lucru dorit și se pierde atenția când se pierde și lucrul dorit. Așa că dacă vrei să descoperi cum putem să ne dezvoltăm această uluitoare și tainică putere, prea înțelepții mei prieteni, din vremuri străvechi și până acum, unii oameni erau învățați încă de mici și ulterior își antrenau această forță a atenției, această concentrare, pe care atunci oamenii înțelepți o numeau forță de cuprindere a momentului. Cum modulăm ceea ce înseamnă exteriorul? Cu cât mai mult se poate acumula din moment, cu atât mai mult omul primea mai multe date informaționale din eter, din lumea exterioară și automat crea pe acest hard drive intern ceea ce se numește bază de date consistentă. Implicit avea o foarte mare putere de a cuprinde, de a recepționa aceste date informaționale din eter și avea automat sau își crea puterea de a conduce pe cei care nu aveau această capacitate de atenție, cum de altfel se întâmplă și asta. Niciunul din marii lideri ai acestei lumi, niciunul din marii arhiepiscopi ai acestei catedrale din Canterbury nu era în lipsă de atenție și de concentrare, pentru că dacă o aveau, atunci catedrala colapsa și lucrurile nu se întâmplau în societate să fie benefice. Cine le dezvoltă la un nivel superior conduce, iar cei care nu o dezvoltă, evident că sunt conduși. E bine, practica constantă a atenției, a concentrării, se poate face oricând, oriunde și mai ales de către oricine, dar mai întâi trebuie creat ceea ce se numește un țel, un scop pentru care noi o antrenăm. Foarte multe școli inițiatice, ezoterice din trecut, aveau filtru de a-și tria profanii cine devine inițiat, cine nu devine inițiat, prin câtă atenție și concentrare aveau aceștia. Totuși, astăzi, în lumea în care noi trăim, graba a atrofiat-o, mai ales social media a distrus-o, pentru că nimic nu se poate reține din social media, pentru că este informație digitală, fără ca omul să desfășoare această experiență experiențială kinestezică, și oamenii care nu trăiesc în realitate prin experiențe nu fac decât să își distrugă partea lor de concentrare. De asta vreau să împart cu tine câteva idei esențiale prin care tu poți să crești atenția la tine acasă. Poți să stai lângă oameni care o au, care și-au dezvoltat-o, să vezi cum aceștia se manifestă. Iei zilnic un lucru și fii atent doar la acela ca exercițiu. De exemplu, poți să iei o culoare și doar observă peste tot unde această culoare apare. Ascultă și repetă în cap ceea ce spune cel din fața ta ca să poți memora, ca să vezi la ce nivel tu poți să asimilezi din ceea ce ceilalți se manifestă față de tine. Observă cu ce fel de gânduri intri în locurile noi, în peisajele noi, și pune atenție pe ceea ce vrei tu, pe ce intenții ai tu, nu pe ceea ce simți tot timpul, pentru că de multe ori sunt aparențe emoționale înșelătoare. Propunerea mea este: nu te grăbești niciodată când vine vorba despre atenție, pentru că atenția se dispersează când ești grăbit. Atenția este tot timpul ca gazele, ca mirosurile, și ea se disipează, nu poți pune mâna pe ea, nu o poți îmbrăca. Un alt lucru pe care îl poți face pentru creșterea atenției este să te simți mai mult, mai profund pe tine, ca fiind relaxat, ca fiind concentrat, orice faci și oriunde te afli și pe oricine ai tu alături de tine. De asemenea, îți poți aminti că atenția este cel mai rapid mijloc de a te cunoaște pe tine și de situația din jur când tu ești atent și exteriorul îți vorbește și tu vezi cum relaționezi, cum reacționezi la lumea exterioară. Un alt lucru pe care poți să-l faci este să nu refuzi ceea ce vine către tine, ce se transformă, ceea ce vine către tine prin atenție. Un alt lucru, nu te fotografia cu oamenii care sunt celebri, pentru că automat intri în jocul de putere, să-mi țin pălăria, și scade atenția de la tine și atenția se duce către ei. Și un ultim lucru este să crești atenția prin a reface constant disciplina la ceea ce înseamnă structurile tale neuronale, prin ce mănânci, cum gândești, cum te simți și ce lichide de bei. Astfel, dacă vrei să crezi cu aceste tehnici și a vedea ceea ce este partea științifică din tine și procesul biologic la cum crește atenția și cum ne putem rearanja și restructura neuronii, ar fi bine să vii în acest masterclass pe care ți-l pun la dispoziție cu foarte multe practici în Orient și în Occident și să îți dezvolți așa ca o ființă superioară ce ești concentrarea, atenția, disciplina și voința
în beneficiul umanității, cât și în beneficiul familiei și dragilor tăi prieteni. Și doar observă că dacă cumva tu vrei o poziție mai bună, o treaptă superioară la jobul tău, la activitatea ta profesională, sau vrei să ai un venit mai mare și o relație mai împlinită și mai bogată cu cei dragi din jurul tău, atunci e nevoie de o creștere a nivelului de a cuprinde acest sacru moment care tu îl numești viață și să vezi ce se întâmplă constant și în tine și în afara ta simultan, ca să fii apt să iei aceste date informaționale din jur, să le strângi în tine ca să ai acest hard drive, această bază de date mai mare, ca să coreleze experiențele în tine la un nivel mai puternic. Nu se poate face casă cu cineva care, dacă vrei pe termen lung, cu cineva care nu are atenție dezvoltată, pentru că automat se dispersează energia și unul dintre cei doi pierde. Nu se poate crește nicio activitate profesională fără memorie și fără concentrare. Pentru că cei de sus din conducere tot timpul și le antrenează prin practică, prin experiență, și nu se poate câștiga financiar mai nimic dacă nu lucrăm la o disciplină a atenției și a concentrării noastre, pentru că nu avem acest scop. Dacă vrei mai mult, atunci e nevoie să dezvolți această imensă bogăție a noastră. Cam orice o vrea omul mai mult decât are deja, atunci are nevoie să antreneze și atenția și concentrarea și disciplina și voința și să și le pună ca țel, ca scop, în exerciții zilnice, cum o să facem și noi în aceste evenimente online. Atenția, de fapt, este, dacă vrei așa, tensiune susținută pe un lucru dorit și se pierde atenția când se pierde și lucrul dorit. Așa că dacă vrei să descoperi cum putem să ne dezvoltăm această uluitoare și tainică putere, vin un masterclass și descoperi acolo. Accesează linkul de mai jos ca să vezi ce vom face, înscrie-te și după aia lucrăm împreună. Să-ți fie de bine!